Este bine să bei energizante sau nu? Voi ce ziceți? Avem aici trei tipuri de energizante, da? Hai să aflăm ce zice lumea despre ele, ce zic studiile despre ele și dacă sunt bune sau nu. Energizantele sunt băuturi care conțin cafeină sau taurină. Unele energizantele conțin sau unele. Marea majoritate din ce am văzut le conțin pe ambele. Acestea sunt gândite să-ți crească energia și performanța mentală, adică să stimuleze funcțiile creierului și crește capacitatea de concentrare. Acest lucru este realizat de cafeină, așa cum și cafeaua ajută la acest lucru. Mai multe studii confirmă că energizantele chiar îmbunătățesc memoria, concentrarea și timpul de reacție. De asemenea, reduce oboseala. Aici avem un studiu făcut pe băuturile Red Bull pe 36 de voluntari care au demonstrat îmbunătățirea sistemului psihomotor, timp de reacție, concentrare și memorie. Alt studiu despre energizante arată că în comparație cu efectul placebo, băuturile energizante au rezultate mai semnificative a îmbunătățirii memoriei și atenției. Alt studiu arată că băuturile energizante îmbunătățesc condusul și reduc somnolența șoferilor. Hai să trecem puțin și pe la dezavantaje, să nu ziceți că sunt cele mai bune băuturi din lume. Energizantele pot cauza probleme cardiace, acestea cresc presiunea sângelui. În America, 20.000 de oameni ajung la spital în fiecare an din cauza băuturilor energizante, dar marea majoritate au consumat mai mult de 3 doze în aceeași zi sau l-au amestecat cu alcool. Deci, beți cu măsură, prieteni, ok? Unele energizante au o cantitate foarte mare de zahăr. Atenție, nu consumați energizantele cu băuturi alcoolice. Atenție, nu consumați energizantele alături de cafele, ceaiuri negre sau verzi. Evitați orice altă sursă de cafeină dacă beți energizant. Și chiar dacă un energizant pe zi nu v-ar afecta, teoretic așa spun studiile, nu-l consumați zilnic, vă poate afecta stomacul. Sugestia mea este să-l consumați doar când aveți într-adevăr nevoie și nu-l folosiți ca înlocuitor pentru somn și în niciun caz nu-l consumați fără a mânca înainte, ok? Hai să vă spun și câteva lucruri interesante. O cană de cafea de 200 de mililitri conține cam aceeași cantitate de cafeină cât o doză de 250 de mililitri de energizant. O cană de cafea făcută la filtru, toată cana 200 de mililitri conține cam aceeași cantitate de cafeină cât un energizant, sunt cam echivalente. Red Bull a fost creat de fapt în Thailanda în 1976 pentru șoferii de tir. Monster conține mai multă cafeină decât este legal, iar ei clasifică băuturile ca și supliment. Canada a banat băuturile Red Bull până în anul 2004. În Rusia, oare de ce nu mă miră, fiți atenți, există băuturi energizante care conțin alcool, iar ei zic că sunt bune pentru sănătate, deoarece conține mai puțin alcool decât lichiorul. Deci, pe motivul, știți, e mai sănătos decât lichiorul, adică conține mai puțin alcool, așa că beți-l, că e sănătos. Da, rușii. Și în ultimul rând, cel mai terifiant lucru pe care l-am citit, atunci când consumi un 5-hour Energy, adică acesta, este o băutură energizantă care mi se pare că o găsești prin America, este posibil, deci nu toți, este posibil să simți simptomele pe care le simte o persoană atunci când moare. Ok? Este destul de dubios, dar destul de interesant în același timp, sincer. Nu mori dacă bei ăla. Doar simți simptomele pe care le-ai simțit atunci când mori. Adică dacă bei un de ăla și simți simptomele alea, data viitoare când le simți, știi că o să mor, nu? Adică, da, pa!